6 aprilie 2020, de mâncare de seară la porumbei. Mai dăm floare, porumb și orzoaică. Avem și pisicuța acolo. Am pus să le vite în apă. Avem mâncarea, palot de fân și asta e lucerna, femeluța din decembrie. Aici am încercat puiuții, e neozelandez, sunt 7, unul încă e tot la doică. E un masculaj de californian. Un micoma interocher, aici au selevit, interoguard antibiotic preventiv, le mâncă foarte bine. Ne-am dat și pe gură by Cox, zilele următoare le vom da șamprolium, sperăm că nu vor avea probleme cu coccidioza. Amalorii 399, al tatălui mascul de la Bronze Florin, care are în urmă Emil Zadic. Masculul ăla foarte frumos și căpos. Aici avem două femeluțe de uriaș. O postă 3 kg din 5 ianuarie. Doar ele sunt femele. Restul mascul. Aici am... Apa. Acum amestec. Toți au venit porumbei. Avem nemțoaică aici. Fână, mai butoz, dar mâncă tot. 95,5 puncte în Germania, 19,5 la blană. Avem aici doi pui, un mascul și o femelă din ea. Uitați. Numai femela, din păcate, e oarbă din ochi. Aici e femela, asta e masculul. Blan foarte bun. Acolo doi tinere de neo, mascul și femelă. Costurile de transport. Uitați câțiva și pe afară porumbei. Ducem cu roaba fână. Rexii. Aici avem femelă de californian. Aici un puiuț 2x2 pe vineu. Aici avem femeluța din neamțu, fără cu cei 7 pusă la doică. Toți aici mai avem fraților. Tatăl e masculul din Germania. Aici am încercat femeia de californian. Peste 7-8 zile va puia. Are 3 fătări la activ anul ăsta, din decembrie încoace. Deci deja are burtica. Aici avem campioana. 96,5 puncte la Lipova. La 4 ani a avut în ianuarie. Fratele a fost campion național în 2016 la Caransebeș. Bună mască, foarte bun desen, mare, peste 5 kg. Majoritatea femelelor le-am din ea. Sunt foarte bune mame. Aici avem și un masculaj de californian, din femeia de jos, care are pui amici. Din păcate femeia l-am pierdut-o, făcut cu ucidioză și trebuie să o tai. Ce mâncare interocher. Avem aici 4 puișori de neozelandez. Uitați ce burtică au.
I-a venit laptele. Sunt cei 8 puișori din ea, ăștia sunt frați de alte serie. Aici e mama lor.